Salutare, YouTube, eu sunt Cristi și astăzi revin cu un episod din Take It Holy și după aproape o lună, cred. De fapt, știi, trebuia să mă fi uitat când am intrat ultima oară pe harta asta. Oh, well. De fapt, stai, nici nu știu dacă arată. Arată? Ar trebui să arate. Da, uite, arată. Ah, trebuia să mă fi uitat. Oricum, n-am mai jucat o groază de timp. Știu că am zis că o să fac ceva off-camera. Dar să dea drace dacă mai știu ce am zis. Adică știu că am zis că o să nivelez pe aici, dar n-am făcut-o. Parcă mai trebuia să mai fac câte ceva. Damn! Ok, îmi pare rău, dar ideea e că nu e că n-am avut timp. Adică, de fapt, da, nici nu prea am avut timp. Și faza e că mereu am avut altceva de jucat. Adică, da, îmi place mod pack-ul, dar am avut alte lucruri pe care am vrut să le joc. Ok. Ideea este că asta, fiind o, cum se numește... O zonă sub casă, oh, doamne, corect, trebuia să fac cumva să scap de apă. Oh, well. O să mă distrez cu chestia asta. Bun. În primul rând trebuie să fac cumva să scap de apă pe aici, că n-am de gând să... Adică, mă rog, tot o să trebuiască să scap până la urmă. Și ideea e că, fiind o zonă sub casă, nu trebuie să fie neapărat forma casei. Așa că o să facem efectiv un bloc. Ne. Până pe aici cred eu că e bine. De preferat să fie cât mai simetric posibil, dar de asta o să ne ocupăm după. Sau de fapt nici nu știu, aș putea eventual să... Mă, acum că stau și mă gândesc, nici nu trebuie să fie simetric, trebuie decât să arate bine. Așa că hai să vedem cum îl facem. O să facem în zona asta, bineînțeles, tot așa. O să săpăm, cred că până pe aici. Așa, probabil, nu, hai mai săpăm două blocuri. Ok, și de aici o să... Aici o să fac peretele. Și cred că o să fac pereții din lemn. Și apoi o să vin în partea aia, o să îl aduc până aici. Mă rog, o să fie efectiv o cameră în care o să pun de-astea, cum se numește, chesturi. Și de fapt nu numai chesturi, o să pun și câte ceva. Nu știu, sincer, nu știu ce să pun aici. Probabil că aici o să pun chestiuța asta ca să nu o las chiar afară. Și da, chiar am și uitat de asta. Damn, n-am mai lăsat de deloc deschisă. Ziceam că o să o las deschisă ca să fac EMC, mă rog. Nu asta contează acum. Aș vrea totuși să am ceva mai multă experiență, să pot să fac niște enchanturi. Dar până una alta e ok și așa. Oricum trebuie să mergem neapărat să facem o sesiune de minat pentru EMC. Pentru că n-avem. Asta avem nevoie de EMC pentru lucruri. Ce-mi place chestia asta. Oh, da, știu că e ceva zonă pe aici de pus și n-am pus unde trebuia. Uite așa. Și acum chiar nu știu cum să fac. Pentru că vreau să spar cât mai repede. Ok, hai că mă duc acolo și o să încerc să astup cât mai mult posibil până nu mor de la lipsa aerului, ceea ce deja o fac. Mă rog, nu făceam deja, dar e bine să am grijă. Oricum, așa, doamne, bă, și se apropie bacul, mamă, și după aia vine vara, uf. Da, știu, sunt destul de stresat, adică până acum am fost suficient de calm și na, acum mă cam ia cu grijă, totuși e bacul. Efectiv e un test pe care probabil că nu o să-l mai dau. Zic probabil pentru că nu știu, dar eu am de gând să-l iau din prima și de fapt nu se pune problema. Faza la mine e cu ce notă le iau, pentru că sincer n-aș vrea să-l iau chiar cu 7, hai măcar 8, 8, 5, 10 încolo. Dacă îl iau cu 8-70, eu sunt fericit. Hai să zicem, deși, na. Vă dați seama,
Eu aș putea spera la 9 lejer, dar totuși trebuie să fie și chestia aia de realistă, că bă, dacă nu merge exact cum trebuie, dacă îmi pică la română ceva ce nu știu bine, mă rog. Oricum, ce e important e că după ce o să termin cu bacul, o să am în sfârșit și eu liber și vreo 3 luni. Și pentru că eu mă duc la ASE, nu o să am nicio problemă să mă chinui și cu asta, admiterea. Adică, în mod normal, la facultate trebuie să mai dai un examen și eu nu mai dau niciun examen pentru că, de, o să mă duc la ASE și la ASE se intră pe nota de bac. De asta aș vrea o notă cât mai mare, adică să fiu sigur că iau loc. Bine, probabil că o să mă duc întâi la o altă facultate, să zic așa, adică o să mă duc la informatică economică cu predare în limba engleză și după aia văd cum e. Sincer, eu aș fi vrut să mă duc acolo, dar mi-au zis mulți că sunt profesorii nașpa și asta nu-mi place, adică nu știu engleză și chestii. Și ziceam, băi, să mă duc la cibernetică atunci, dar faza e că la cibernetică se duc foarte mulți tipi de la filologie care vin cu notă mare. Și chestia asta e chiar adevărată, pentru că mă gândeam că ăștia de la filologie, asta e ceva ce ne spun, nu știu, profesorii ca să alegem filologia și chestii, că cel dobitoc de la filologie se duce la ASE, dar faza e că chestia asta e chiar pe bune. Pentru că am prieteni la ASE, bine, vă dați seama acum că am crescut, prietenii mei au ajuns la facultate. Acum știu pe bune, chiar așa e, foarte mulți de la cibernetică sunt tip veniți de la asta, de la cum se numește, de la filologie. Ok, sunt mulți olimpici și practic tip foarte buni de la Mate Info. Atât că faza e că de la cibernetică renunță foarte mulți după primul an, pentru că la ăștia de la filologie nu toți pot să o ducă, pentru că până la urmă, dacă n-ai făcut meditații serioase, îți dai seama, nu prea ai ce face. Așa că cel mai probabil o să mai stau ceva, nu știu, probabil o să stau primul an la informatică economică și dacă nu-mi place cum predau profesorii să mă mut la cibernetică, dar până atunci o să am o vară la dispoziție, o vară în care o să îmi reiau programul de vara trecută cu 3 clipuri pe zi și probabil o să mă apuc și de live-uri și o să fac, nu știu, eu sper că o să fac zilnic. Dar acum să vedem ce o să fie. Pentru că niciodată când am încercat eu să-mi fac planuri, nu a mers prea bine. Ok. Doamne. Așa. Vă dați seama cât dirt o să avem? O să avem o groază de dirt. Oh, da, și trebuie să mă apuc să fac niște maceratoare și de-alea. Măi, seara încă nu. Bun. Acum mă gândesc. Cum aș putea eu să fac rost de niște unelte mai rapide, mai bune. Adică am de diamant, dar ne-ai observat și voi că abia se mișcă. Dar aș vrea un enchant, dar faza e că eu n-am decât level 8. În Minecraft 1.2.5 în Minecraft 1.2.5 nu era asta chestia cu obții level dacă minezi. Ceea ce înseamnă că se obține greu level. Plus că dacă nu mă înșel, cel mai mare level era levelul 50 sau 60 la enchanturi. Deci, da. Toată chestia cu enchanturile aici e de căcat. De asta sunt și foarte multe iteme OP. Pentru că, na, ca să folosești itemele precum, nu știu, adică sunt anumite iteme pe care le obții destul de greu. Dar sunt ceva genul foarte rapide și nu se sparg niciodată. Adică foarte OP pe scurt. Deci dacă investești mult timp în mod pe cul ăsta, ajungi să fii OP as fuck. Efectiv. Ajungi la un moment dat cu chestia aia care face EMC să nici nu mai ai nevoie de altceva. Adică ai nevoie de ceva, te duci și pui acolo. Bum, și gata, asta e.
Apropo de chestia asta, o să pun tot dirt-ul, o să-l pun acolo. Mă rog, e un EMC, un dirt, dar, ne. Sunt câteva stack-uri ce vrei să fac, să le pun într-un chest și să nu le folosesc sau să le arunc? Ne. Un EMC în plus e un EMC în plus. E o secundă mai puțin de stat și așteptat. Și gândiți-vă că am câteva stack-uri, un stack care însemna cam un minut. Adică în momentul de față, cred că crește cu un EMC la o secundă. Da, poate că ar trebui să mă chinui să-l fac puțin mai mare și după aia să aștept, dar ne. Vreau întâi de toate să termin pe aici ce am început. Ok, și e bine că avem pe aici marble, deși avem și chestia aia de EMC. Să fie. Bun, o să mai avem de luat ceva dirt, pe urmă o să trebuiască să schimbăm și podea, să facem și pereții. Aș putea să fac puțin mai largă camera asta, dar nu, o să o lăsăm așa. Sau cel puțin, nu știu, să văd. Întâi de toate vreau să nivelez aici ca lumea. Și după ce, nu știu, scot tot, fac și podea, vreau să văd cu cât spațiu rămân. Și să mă gândesc serios ce vreau să pun, adică poate o să, adică o să pun chesturi, sigur. Dar dacă mai pun și alte lucruri, poate că o să am nevoie de mai mult spațiu. Da, faza e că nu știu și alte lucruri să mai pun, asta e problema. Adică, ne, eventual o să pun, cum am zis, chestia aia care face EMC și... Op, 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 bă, nene, bă, 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 stai. Ok. Dăm cu ăsta care e damage mai mare decât lopata. Aproape s-a spart. Așa. Hai că terminăm, că nu mai avem prea mult. Deși o să fie puțin cam aiurea, că eu am stat să mă chinui să centrez nenorocirea de portaș și nu o să fie centrat până la urmă. Mai știi, poate până la urmă o să fie suficient de mult spațiu să avem chestiuța asta centrată, adică să nu mai fie nevoie să mutăm portalul ca să fie la mijloc. Ok, hai să punem pe aici torțe, pentru că ne cred că de asta se spawnează, adică nu cred, sunt sigur. Așa, cât mai multe torțe, cu atât mai bine. Hai să punem și aici. Și una aici, de ce nu? Chiar dacă era una acolo aproape. Bun, băi, deci, în momentul de față mă gândesc dacă aș fi avut măcar efficiency 1 pe lopată, ce fain era. Da, mă rog, asta contează mai puțin acum. Damn, nică. O să văd. Stai, de fapt, fii atent. Să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun. Nu știu sigur, dar ceva îmi spune că oricum am făcut chestia asta simetrică. Am așa o presimțire? Sau nu? Nu? Nope, focusem chestia asta chiar mai puțin de simetrică. Deci eu am zis că mă duc mai mult în partea asta și nici ce, n-am făcut-o. Bun, hai să fie așa. Aici o să punem scări de lemn, aici tot așa scări. De fapt, nu, o să punem lemn pe pereți. Adică, nu pe pereți, în locul pereților. Și da. Hai să sap aici ca să pun torțe. Trebuie să mai fac rost și de un pickaxe nou. Adică, mă rog, să fac rost, să-l craftez, că am materiale. De fapt, asta e. Sunt curios. Op! Ce, mamă! Ok, so... Am o curiozitate. Dacă să zicem că-l pun pe ăsta care e așa spart aici... Ok, nu merge. Bănuiesc că nu poți să-l folosești decât pe post de EMC. Și gata. Mă rog, hai să punem dirt-ul căpne. Păstrez un stack. Pastele păstrez și pastele păstrez. Și cred că pe ăsta o să-l folosesc. Adică din asta o să fac. Ok, n-am pe aici niciun iron? What? Ok, n-am niciun iron. Oh, damn. Ah, fuck it. Dacă știam... Dar mă rog, să-mi nevoie de un transmutation table. Dar, da.
De fapt, nu neapărat table, ci tablet, transportation tablet, chestia de aia. E o chestie pe care o iei cu tine și dacă ai nevoie de ceva, ai acolo niște EMC stocat și poți să iei anumite lucruri. Bun. Efectiv, înveți nu neapărat EMC-urile, cât itemele și le ai acolo și dacă ai nevoie, dacă îți scoți chestia aia, pac, click dreapta și îți iei lucrul. Și o să am nevoie neapărat de un lucru din ăla care repară chestiile singure. Adică o să vă arăt imediat. După ce termin aici, pentru că vreau să mai folosesc această minunată lopețică. Bă, dar eu nu găsisem parcă... Nu, nu găsisem, cred că, un mob spawner. Că aș avea nevoie de un mob spawner pentru... level. Că n-am cum să fac level altfel. Nu, bun. Mă rog, o să bat la un moment dat eventual dragonul, dar chestia aia cât o să ne ajute, o să ne dea level cât pentru 2 sau 3 enchanturi, nu mai mult. Nu, bun, hai că terminăm și asta aici. Dar bine, mă, că fix acum la final trebuie să mai găsesc eu 2-3 blocuri de apă. Hai, da. A, doar 2. Păi normal. Așa. Bun. Oricum o să trebuiască să mă duc în partea cealaltă, că am acolo chesturile și am nevoie și de iron pentru ceva de ăsta, pentru târnăcop. Și faza e că nu mai știu cum se numea chestia aia. Nu cred că se numește ceva cu... A, ba, chiar repair. Talisman of repair. Și am nevoie de covalence dust, string și paper. Ok. Chestia asta se face chiar rapid. Chiar lejer. Chiar foarte lejer. Bun, hai să mergem. Avem mâncare, avem de toate. Hai la treabă. Damn. Bun. Ăla face acolo EMC. Și noi ne vedem de treabă. Văd acolo niște de-astea. Niște sugar cane-uri. Din ele o să le folosim pentru asta, pentru... talisman. Și o să vreau să-mi fac un rucsac pe care să-l iau cu mine. Ok, că mai am suficient timp, mi se pare că se întunică. Și da, cu serios, ziceți voi că nu mi se pare că pe aici e puțin mai întunecat decât în partea cealaltă. Complet aiure. Ok, bineînțeles că eu mi-am umplut astea cu tot felul de căcaturi. Și acum... Da, las-o așa. Oh, ok, o groază de lucruri pe aici. O să am multe de mutat. String. De fapt, știi, hai să las totul aici. Și să-mi iau de cât ce am nevoie. O să iau covalence dust-ul. N-aveam sugar cane-uri. Cum să n-am sugar cane-uri? Am sugar cane-uri pe undeva. N-am sugar cane-uri, ok. Atunci o să adun eu niște cu sugar cane de pe undeva. Deși mă, parcă să zic că luasem. Am chiar la mine, ok. Apare încă ca una din chest. Ok, nu mă supăr. Uite aici, iron. Bun. Hai la treabă. Oh, dar nu l-au vulcan. În parte. Dar totuși. Trebuie să mut cumva și itemele alea. Cândva, nu cumva, că ne... trebuie să fac neapărat și un corică de curând. Mișto viață. Da, ce pot să zic, chiar drăguță. Ah, ok. Hai, uite un ou de găină. Bun. Deci, avem covele, de asta avem și tăla. Hai să vedem.
În primul și în primul rând. Așa. Așa. Stai, nu. Doar o bucată de ăsta. Cred că așa. Da. Talisman of Repair. Și chestia asta, dacă o lași aici, o să înceapă să repare lucrurile. Mă rog, nu o să se vadă prea ușor, dar le repară. O să le repare în timp. Așa. Trebuie să le lași decât în inventar. Sau într-un chest cu chestiile care sunt făcute praf. Și le repară el. De fapt, știi, cred că chestia asta... Păi, la chestia asta ar trebui să se vadă cel mai bine. Nu știu, sincer. Bun, așa. Hai să vedem. Am nevoie de un topor, târnăcop, pardon. În momentan n-am suficiente materiale încât să-mi permit să fac chestia asta din din diamond, pickaxe-ul. No, bun. Bă, toate ca toate, eu zic să închei aici acest episod și să înlocuiesc eu pereții cu lemn, că ne aveam bucata aia de lemn, cum am zis, și cam asta să fie tot și pentru episodul ăsta. Eu am fost Cristi, dacă vă place seria noastră, să apăsați butonul de like, pentru că astfel îmi dau seama ce serii vă plac și o să pot să postez mai mult din acea serie, adică acea serie, mă rog, înțelegeți voi, seria care vă place, acea serie. Vă urez să aveți o zi bună. Bye bye.